Suntem astea spectatori, ne aflăm într-o pepinieră, acum iată la început de toamnă, mijloc de toamnă aș putea spune, suntem cu domnul inginer care de fiecare dată este o gazdă extraordinară și pentru că v-au crescut pomii, cum spun eu, iată este cât dumneavoastră, haideți să ne spuneți istoricul acestei pepiniere la care țineți foarte mult, nu numai dumneavoastră, dar și fiii dumneavoastră, familia dumneavoastră. Această pepinieră este înființată acum 2 ani de zile, am luat-o de la bază. Eu am lucrat în domeniul și și, și am zis că hobby-ul, ca să-l continui să fie pentru gorjul nostru și pentru ceilalți, cu niște soiuri noi, cu totul ce apare pentru reconversia în pomicultură, pom cu etichetă albastră, din toate soiurile, Surile noi apărute în culturi, acum rezistente la bor, la dăunători, ca să folosim termenul cel mai potrivit, acum lumea totul caută bio, noi cât mai puține tratamente, și cât mai rezistentă și o perioadă mai lungă de viață. Ce se pretează aici în Gorș? Că văd că ați spus de toate. În gorjă, acum să știți că merg majoritatea speciilor pomicole. Cele mai reduse sunt caisul și piercicul, pentru că nu este zona noastră de climă adaptată pentru cai și piercic. Cu toate că merge, dar nu merge o perioadă lungă de viață. La noi merge foarte bine prunul, mărul, părul, cireșul, gutuiu, nucul în special, deci, în, toate, în general, toate speciile pomicole, mai puțin, o pondere mai redusă este la căi și la piersic. Se vede că este o mână de specialist aici, iată cum arată pomii, sunt viguroși, se vede că s-a aplicat absolut tot ceea ce trebuia din tehnologie, pentru că ei arată bine și autalia care trebuie să, să o aibă. Vorbiți-ne despre speciile ce le avem aici. Aici, în primăvară, când am făcut primul reportaj cu dumneavoastră, știți că nu era nimic, deci era totul un câmp. De asta sunt surprinsă, că e că dumneavoastră unul. din luna martie, aprilie, sfârșitul lui martie, începutul lui aprilie, până în prezent, au ajuns la 150-200 de centimetri, chiar unii mai mari. Aici, în cultură, avem cireș, trei soiuri de cireș, timpurii, semitimpurii și mai de vară. În continuare avem măr, păr, prun, cais, din toate speciile și dacă vreți și sururile care sunt și se pretează în cultura noastră. La cireș avem boambele de cornar care n-au mai prea fost altoite în zona noastră și merg foarte bine și sunt niște cireșe galbene deosebite. Asta vreau să vă întreb, că nu știu cum arată. Așa. Sunt cireșele galbene care toată lumea se le caută și le folosește. Iar sunt delicateze Dar că sunt mai rare? Avem Rivanul, care este un soi mai timpuriu, avem germer, de și stela, suiuri semitimpurii și mai târzii. Cireșe mari, rezistente la bur, la dăunători, foarte frumoase și bune și pentru orice, și pentru compuși, pentru dulceață. Mi se pare mie sau vă și păr? Avem și. Da, da, avem și păr, avem și măr. Voiam să vă întreb pentru cei de acasă, pentru că ei sunt cei mai curioși. Toți avem. Uh, uh, la țară, o gospodărie, mergem la bunici, vrem să zici așa că nu ești om dacă nu plantezi un pom. Dați-ne câteva relații despre cum le plantăm, cum plantăm pomii, cât să apară și să arate în grădină, așa cum sunt la dumneavoastră, că vă spun eu că la mine acasă, atunci când îl punem, nu arată chiar așa. Nu este posibil să nu arate dacă respectăm niște veriști tehnologice. Hai să vorbim despre ele. Deci, în primul rând, noi, aici, ce vedeți dumneavoastră, noi nu scoatem pomii, nu-i dislocăm din teren până când nu dă cel puțin una, două brume ca să-i se întrerupă vegetația, să cadă frunza după ei, după aceea se scot pe soiuri, pe și este așa mai departe, se etichetează și după aceea devin bun pentru vânzare. Un pom se scoate de aici, îi se fasunează rădăcinile, cum spunem noi, după ce rămâne fără frunză, nu mai are nicio frunză, rămâne o singură vargă. În momentul plantării, dacă interesează, poate mulți zice că e prea scurt pivotul sau e, știu eu ce probleme. Asta n-am văzut pom să ia vântul niciodată pe la nimeni. Să faci o groapă de 40 pe 40, depinde de specie și de soi și de portaltul care se folosește. Să bagă în pământ, să mocirlește, să bagă în pământ până la punctul de altuire. În primăvară, dacă îl plantează în toamnă, îl suprimă la 70-80 de centimetri de la punctul de altuire ca să-i pornească o coroană frumoasă. Ei aplică în timpul câteva, unul, două tratamente să nu facă purici din a afide și așa mai departe. Ei predispuși pentru boli în primul an sunt mai puțin, că sunt rezistenți la boli, sunt liberi de viroze și de celelalte boli. Noi am făcut tratamentele adecvate și să știți că nu exagerăm nici cu tratamente și starea fitosanitară a lor să vede. Se pune gunoi de graști? Vă întrebați dacă am văzut la cineva că a făcut lucrul ăsta? Da, totul se face la mocirlă, cum îi spunem noi, să face o mocirlă din baligă proaspătă de vita, o parte baligă, trei părți pământ, să moaie rădăcinile acolo, să mocirlezi bine și pe urmă să plantează. Nu se pune bălegarul pe rădăcini, gunoiul de graști Gunoiul de graști se pune în treimea superioară a gropii, pentru că e predispus în timpul verii și astea, dacă mai e secetă și astea, să ardă rădăcinile. De asta zâmbeam că nici nu i-a crescut pomișorul persoanele la care am văzut acest de lucru. Foarte mulți au mentalitatea de a pune bălegarul bă, acolo. Bă, bă, asta am văzut asta și făcut și da, și îl pune acolo și zice, băi, mi-a pornit frumos, ce bine arată, dar după o perioadă de timp începe să stagneze din vegetație până când își revin rădăcinile și dau altele aventive ca să crească din nou. Se știe că se plantează pom și toamna și primăvara. Când e mai bine? Perioada optimă de plantare este toamna pentru că suportă foarte ușor stresul. În primăvară, până își curăță grădina, până și face gropile, până este începe să cânte cucu și după aceea pune și se mai duce la vară pe la el și vede că nu s-a dezvoltat. Precipitațiile în zonele noastre ați văzut că de la un moment dat alternează odată, sunt prea multe odată cum a fost anul ăsta, nu a fost deloc. Noi aici am fost obligați să irigăm pe timpul verii, că altfel nu aveam niciun fel de... результат Результаты. да Spuneți-mi dacă ei, tot la ei să mă refer la gospodarii de acasă, trebuie să aibă toate noțiunile acestea tehnologice sau mai merge și de cum spunea bunicul, se transmite așa din, din tată în fiu acest lucru și vă întreb pentru că iată, consumăm cât mai puțin bio pentru că importăm foarte mult, dar avem nevoie de fructe. Fructele și nutriționiștii și nu numai ei spun că sunt cele mai bune și apoi că toată lumea lumea își dorește să aibă pom și pom fructifer care să dea și roade. Acum, pentru bio și este, v-am spus, nu exagerăm cu tratamentele fitosanitare. Dar pentru boli și astea sunt ei rezistenți prin natura lor, că fac afide în timpul canilor mai ploios sau astea păduchi, cum le zicem în termenii populari, Trebuie făcut unul, două tratamente și în rest nu mai e problemă pe timpul verii. Care este media de vârstă? Deci îl iau acasă. Câți ani o să am acest cireș până nu mai dă roade, adică viabilitatea lui? Viabilitatea depinde de specie și de port tău. Ce avem noi aici? Normal, ei după 2-3 ani de la plantare, ei trebuie să intre în vegetație. În, pe producție. Adică să se vadă fructe, nu o să se facă. După 5-6 ani de zile, el este la potențialul, la 10 ani, are potențial maxim de producție, care durează 10 ani, 7-8-10 ani, potențial, curba este ascendentă. După aceea se schimbă curba și începe perioada de declin sau. Dacă se mai fac tăieri de regenerare și se mai poate prelungi 5-6 ani de zile perioada de viață. Dar, în general, 20-25 de ani de zile de la plantare se poate folosi cu succes. Este pe pepiniera dumneavoastră, o iubiți foarte mult. V-ați gândit să o extindeți? Acum, la capitolul extindere, noi producem cam pe puterea de comercializare și asta cât este, este suficient, nu facem nici exces pentru că nu vrem să creăm o chestie care să nu-i putem vinde, să muncim degeaba și asta cam ce putem vinde, cam atâta producem. Mergem după pulsul cerințelor de comercializare. Asta era următoarea întrebare, se vând pomii fructiferi? Da, se vând să vând și acum dacă începe cu reconversia în agricultură, în pomicultură, cum a fost în viticultură și astea se vor restinde. Și acum noi suntem singuri, nu știu dacă singuri, dar aici în Gorj, care putem să eliberăm documente și pun cu eticheta albastră, cum v-am mai spus, pentru ca ei să poată fi decontați de Uniunea Europeană și să primească subvenții oamenii, să-și facă programe și așa mai departe. Am înțeles că i-ați introdus cu această ocazie și în școli. Da, și la școli a fost un program pentru laptele și cornul, mărul, cum era mai bine zis. Școlile fiecare au beneficiat de câte 25 de pomi, special măr, din mai multe sori de vară, de timpuri mai... și până mai târziu, ca să aibă copiii să vadă cum se în primul rând, cum se plantează un pom, cum se îngrijește, cum rădește. Mare lucru. Că numai la supermarket nu, nu are copilul noțiunea de unde vine nici mărul, nici laptele și... Să ne aducem aminte și de Vacamov, nu? Da. Ce culoare are Vacamov? Da. da. Fii dumneavoastră, v-au călcat, să spun așa, pe, pe urme, i-ați făcut să îndrăgească pământul și, iată, meseria aceasta care e una frumoasă, mie una îmi place, că de asta am și făcut formatul ăsta de emisiune. Nu mă desprez să le dictez sau ăsta. A fost de la, sine. de, la sine. o pasiune, stând pe lângă mine toate ziua și ăsta, a văzut că e ceva plăcut, e un aer curat, eu și o destindere, că eu și când nu am de multe ori treaba aici, așa, să. sunt aici vă găsim. Duminica, vin pe aici, așa, mai am băieții cu ei, o țigară, o cafea, ne mai destindem, e altul aer aici. Universul dumneavoastră. Da. Păi eu zic să stăm de vorbă și cu unul dintre fii care am văzut eu că are așa o pasiune mare pentru, pentru așa ceva. Și pentru, să facem o paranteză aici, pentru cei care vor să planteze pom, că n-am să revenim la întrebarea anterioară a dumneavoastră, plantarea de toamnă este o plantare foarte eficientă. Pentru că, v-am spus, pomul nu suportă stresul, câștigă un an de zile la plantare, pentru că el o să vedeți în pepinieră. Noi avem pom și cu coroană și fără coroană. Depinde de plăcerea, fie, de gustul fiecăruia. Și noi, în momentul în care vindem pom și este, avem și pliante cu instrucțiunile de plantare, de întreținere în primii trei ani. De Sunt toate recomandările. Da, toate recomandările. Sunt oameni la care le acordăm și asistență tehnică, le facem și plantări noi. Cu echipa noastră de aici, ne ducem, le plantăm, le facem în primii 2-3 ani ca să le formăm și ele, ne ducem personal sau Asta și rezolvăm toate problemele. Să iese lucrarea de calitate. No. Ionut și Iulian Bălan, fi inginerului care a pus pe picioare una dintre cele mai frumoase pepiniere din Gorj, muncesc cot la cot cu tatăl lor. Sunt tineri dedicați, cărora le-a plăcut și le place să facă în așa fel ca pământul să nu rămână nelucrat. Ba mai mult, pomișorii de aici să prindă rădăcini și în alte colțuri de țară. Asta, spectator, vă spuneam eu la un moment dat că sunt și tineri care iubesc viața la țară. Iubesc ceea ce fac și, iată, ne aflăm aici cu un exemplu elogvent. Este Ionuț Bolan, copil de inginer agronom, care, iată, ne-a adus astăzi aici într-o pepinieră. Am vorbit și cu tatăl și ne-a dat așa câteva sugestii. Dar acum te întreb, cum este viața la țară și mai ales viața când dai viața la altceva? Viața la țară este. Una frumoasă. Este una frumoasă pentru că eu încă de mic am crescut lângă, lângă bunici care mi-au transmis această dragoste față de pământ și față de tot ce crește din pământ, față de toate roadele pământului. Bunicii și străbunicii și apoi tatăl meu mi-au insuflat această pasiune deosebită față de pomicultură în special. Și din această dragoste față de față de pomicultură și de pământ, am pus bazele acestei pepiniere pomicole aici în localitatea bălănești, aproape de Târgu Jiu, Și producem an de an un număr semnificativ de pom fructiferi pentru clienții noștri din uh, Târgu Jiu și nu Cine numai. Da din toate județele din Oltenia și acum chiar și chiar și peste munți am avut pe cineva mai de dimineață care a venit să se intereseze, să achiziționeze pentru toamna acestui an un număr semnificativ de nuci. Frumos, da. V-aș întreba dacă e muncă brută multă sau într-o pepinieră nu muncești consecutiv întregul an? Ba, într-o pepinieră muncești consecutiv, muncești în fiecare zi. E o muncă destul de mult bazată pe fizic, bazată pe oameni. De aceea avem oameni care vin în fiecare zi și depun un efort semnificativ pentru ca acești pomi să arate în, în, acest fel și lucrează efectiv în fiecare zi pentru, pentru ca ei să, să, fie frumoși. Un, astfel de pom ajunge, ajunge, la această calitate în 2 ani de zile de, de muncă și de efort susținut din partea noastră și din partea oamenilor pe care îi avem în fiecare zi aproape la, la treabă la noi la pepinieră. las lasă-mă să divulg un secret. Stimațile spectatorii, am vrut să scoatem un pom să-l filmăm așa cu rădăcină cu tot și știți ce a spus Ionuț? Categoric nu și mi-a plăcut asta. Categoric nu. Nu, nu mi-ar plăcea să, să scoatem un pom în perioada asta pentru că știu că o să moară și mi-a părut rău de el să-l să văd fără viață pentru că îmi doresc, îmi doresc din partea acestui pom să, să prindă viață într-o grădină, într-o livadă la un, o, un client al nostru sau la un partener de al nostru. Iar pentru noi ce am văzut? Noi e pasiune aici. Da, e, e pasiune, e dragoste, este așa cum vă spuneam dorința de a, de a duce mai departe acest pom și nu, nu de a ai, ai lua viața de, de pe acum. Pentru o poză. Pentru, pentru o poză, da. V-am promis că o să, o să facem și... Niște demonstrații, demonstrații practice, da. practice în momentul în care vom, vom scoate acești pomi efectiv din, din pepinieră, dar asta mai durează aproximativ o lună de zile, însemnând pe la sfârșitul lunii octombrie, când vor vor intra în perioada de repaus vegetativ și vom putea livra în cele mai bune condiții către clienții noștri. Știu că partea aceasta a Olteniei Mehedințiu merge peste graniță, la sârbi și cumpără, nectarin, per și alți pomfructiferi. fructiferi. V-aș întreba dacă și aici vă gândiți la diversificare, la alun, la, nu știu, smokin, merge, se pretează, scoți bani buni din drasta? știu această problemă, această problemă pe care ați ați scos-o în evidență și anume faptul că foarte mulți dintre, dintre noi românii de cele mai multe ori mergem peste graniță pentru pentru anumite pe, pentru anumite specii și nu numai chiar și pentru, pentru bani, ca sunt mai puțin acolo pentru anumite produse, dar asta vine dintr-o dintr-o cauză pe care am identificat-o și am încercat să o, să o reglăm și anume lipsa materialului de bună calitate aici la noi în țară. Știți că după perioada de dinainte, 89, da, dinainte de 89, atât pepinierele pomicole cât și plantațiile pomicole au fost lăsate din păcate în, într-o stare destul de... Deplorabilă, jalnică să-i spunem chiar, și oamenii au căutat o altă variantă, au căutat o alternativă Bunișa, pentru, da? că, pentru ca să poată în continuare să planteze pomi, pomi pe care îi făceau, așa cum vă spuneam, fostele stațiuni pomicole. Negăsind acest material de bună calitate aici, în România, au fost nevoiți să se îndrepte peste graniță. Noi, Producând pomii aici, în, în pepiniera noastră, am, am dorit să să realizăm această. să îmbunătățim această lipsă, această nevoie, și oamenii să aibă de unde să-și cumpere, și de aici, din România, material, material de cea mai bună calitate. Spuneați de preț. Prețul nu diferă cu mult față de cel din, din afară, cu toate că într-o pepinieră pomicolă, să știți cheltuielile sunt, sunt destul de destul de importante. Cât costă un pomișor așa? De Pomișorii tale? noștri în, așa, în toamna acestui an se vând în de certificat de calitate, eticheta albastră și fitosanitar liber de viroze, la un preț de 12 lei pe bucată. Este un preț pe care noi îl considerăm a fi unul potrivit, atât pentru noi ca producători, cât și pentru, pentru clienții care vor, și încă o dată spun chestia asta, să-și cumpere un pom de cea mai bună calitate. Eu îți mulțumesc mult și ție și tatălui tău că ne-ați ne primit astăzi aici. Consider că am făcut o emisiune frumoasă, stimă astele spectatori. Și ca ultimă întrebare așa aș mai fi interesată de o chestie. Vă limitați doar la pepinieră sau și la altă cultură? Că văd și porumb, am mai văzut și grâu. Încercați o diversificare, având în vedere că poate ce nu merge anul ăsta la o cultură, merge la alta? Întotdeauna suntem, suntem deschiși la nou. Dorim ca în viitor să extindem această pepinieră prin producerea de alun, așa cum a zis, de nuc altoit zmeuri, coacăz. De ce? Pentru că există o cerere foarte mare pe piața din România și pe piața externă de fructe. Oamenii au nevoie să mănânce un fruct produs aici la noi în țară și prin intermediul dumneavoastră aș dori să transmit un mesaj și telespectatorilor și anume să se îndrepte din ce în ce mai mult să-și îndrepte atenția către către producătorii noștri români, producătorii noștri români trebuie ajutați de către Dumnealor pe de o parte și de către fiecare om de aici din țară, ca să poată să să ducă mai departe investițiile românești. Avem nevoie de de sprijin din partea tuturor oamenilor, astfel încât aici în România, aici la noi acasă, să să producem și noi, și să producem atât material de bună calitate, cât și apoi fructe de cea mai bună calitate, pentru că în definitiv noi plantăm acești pomi nu doar așa de frumusețe, ci ca ei să producă fructe, să aibă roade. Ei uh, au în momentul acesta roadele în potențial. Depinde de fiecare de fiecare client dacă dorește ca să aibă și acasă cele mai bune fructe, cele mai gustoase și în același timp fructele alea pe care, pe care le aveam noi odată în în livadă la bunici eu mulțumesc mult uh, pentru acest interviu. Chiar consider că a fost o emisiune, să spunem așa, educativă, pentru că cu toții am aflat uh, foarte multe. Vă mulțumesc, stimați spectatori, pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă doresc în continuare vizionare plăcută. La revedere!